directori ai unor unități de învățământ din județ sunt cercetați de către Inspectoratul Școlar Județean Olt privind starea de incompatibilitate dată de poziția în structurile de conducere ale unor partide politice. Mariana Matei, director adjunct al Liceului Economic Petre S. Aurelian Slatina, Cornelia Mușat, director adjunct școala gimnazială Titulescu Caracal și Steluța Bărbulescu, director școala Coculescu Scornicești, sunt și președinte ale organizațiilor locale de femei social-democrate. Atenție șoferi! Drumarii au împânzit zonele cu pericol de pe drumurile naționale ce tranzitează județul Olt pentru a realiza lucrări de siguranță rutieră. Secția Drumuri Naționale Slatina execută în aceste zile lucrări de montare parapete metalice pe raza sa de competență, precum și de reparare a celor distruse în urma unor accidente rutiere. Șefii educației oltene au scos la concurs pentru prima serie a acestui an peste 200 de locuri pentru experți în management educațional. Cadrele didactice care reușesc să promoveze concursuri de selecție pot ocupa funcții de director în unitățile școlare sau de inspector școlari. S-au înscris pentru a face parte din Corpul Național de Experți în Management Educațional 98 de candidați. Toți au fost admiși la concurs. Guvernul va aproba prin două ordonanțe de urgență măsuri privind organizarea recensămintelor pentru 2020-2021, cel agricol și al populației, de către Institutul Național de Statistică, după ce premierul a acceptat introducerea pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de executiv a celor două proiecte. Recensământul agricol ar trebui să înceapă în această toamnă, iar cel al populației este programat pentru anul viitor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021. Principalele noutăți incluse în proiectul de metodologie vizează constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare, precum și soluționarea situațiilor excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă,